Un tir care circula dinspre calea opcinilor din Suceava spre Șchei a fost scăpat de sub control în zona podului din apropiere de pasarela CFR. Vehiculul greu a avariat parapetul, iar cabina a rămas suspendată, fiind la un pas de a cădea la o diferență de nivel de aproximativ 10 metri. Accidentul s-a petrecut joi seară, în jurul orei 18:30. Șoferul spune că a pierdut controlul volanului pentru că asfaltul era ud de la ploaie. S-a întâmplat, m-a furat din spate și... Da, m-a împins din spate, m-a așa, s-a activat ăla din retarderul și s-a mă... A, era umed, să înțeleg deja. Da, dar s-a activat retarderul și din, așa, din mers, când am acționat frâna de picior, s-a activat și ăla. O avut zile, nu? O avut zile, Dumnezeu, siguranță. Circulația a fost blocată pe un sens, traficul continuând în regim alternativ. S-a circulat cu dificultate timp de mai bine de 2 ore, până când tirul a fost îndepărtat de pe carosabil.